Salut! Bine v-am găsit, dragi prieteni! Am ieșit la o mică plimbare și după cum vedeți m-a prins ploaia. Ceea ce înseamnă că am să mă retrag imediat. Și am zis să mă filmez, să mă văd și eu ce specie de urâtanie sunt. Bine, eu mă cunosc ce urâtanie sunt, dar zic... Hai mă, totuși să imortalizăm, adică să nu zicem că nu ne-am văzut cât de urât suntem. Am fost să plătesc cablu și am zis să mai merg o perioadă cu bicicleta, dar m-a prins ploaia. Așa că am să mă întorc. Îmi pare rău pentru chestia asta, dar asta este. Aș fi rău de ploaie, în niciun caz. Sper să nu plouă pe obiectivul camerei, m-am pregătit o cârpă. Sper să nu fie nevoie. Sunt în spate la Bricostor, am făcut o ghidușie. Nu, prietenii mei, n-am înnebunit. Da. Glumeam și eu cu câini. Aolea. Băi, frate, dar m-a prins ploaia în casă. Dacă știam, nu mai plecam. În fine, bine că stau aproape. Bine, ea este de asta subacvatică, dar dacă n-am carcasa aia pe ea, degeaba. Așa că două minute cât îi face până la... Ia uitați. Ați văzut? Am făcut eu bine că mi-am luat... Am păstrat cârpa asta în mână. Ia uite bă frate, ce noroc am avut, bă, gava și gura voastră. Am zis să fac o filmare, zic. Hai că mai ies un pic acum, că e ultima zi de weekend și zic să fac o filmare. Când colo, fraților, m-a prins ploaia. Asta e situația, ce să fac. Asta e. Vă spun, dragi prieteni, aceasta chiar că este o mică plimbare cu bicicleta. Aș fi vrut să fie puțin mai lungă, dar după cum vedeți și dumneavoastră, a început cu aia. Și nu mi-a permis să merg mai mult. Aceasta a fost, dragii mei, mica noastră plimbare cu bicicleta prin București. Noroc. Vă mulțumesc, dragi prieteni, și vă aștept și la episodul următor. O zi frumoasă vă doresc!
Nu, prietenii mei, n-am înnebunit.